10 ani, un grup de studenți se duc într-o tabără din Croația, pe insula Solta. În primele nopți a fost ok. În spatele taberei se afla cabana numărul 5. Într-o noapte, doi studenți au ieșit pe afară și au văzut la geam o fetiță râzând spre ei. S-au speriat atât de tare încât au trezit toată tabăra. Când se duc să inspecteze cabana cu un supraveghetor, cabana era goală, lipsită de cea mai mică urmă de viață. După ce s-au distrat o săptămână, în altă noapte, unul dintre acei studenți nu putea să doarmă și a hotărât să se plimbe prin tabără. El este ademenit spre cabana numărul 5. Când intră în cabană, după 2 minute, se aude un țipăt. Atunci, toți studenții și un supraveghetor intră în cabană. Acolo era studentul, mort, dar fără vreo urmă de sânge. După această întâmplare, restul studenților au fost trimiși acasă și tabăra se închide pentru totdeauna. Da, sunt cam somnul.